prăjituri săsești, turtă dulce, pâine coaptă pe vatră, telemea de Sibiu sau pastramă de oaie sunt doar câteva dintre bunătățile pe care sibienii, dar și turiștii, le-au putut cumpăra de la târgul de produse tradiționale și ecologice. Evenimentul a ajuns la a treia ediție și a fost organizat în Muzeul Astra. Poftiți, domnul, un pic de telemea dulce? Haideți să gustați! Poftiți, doamna! Producători din Sibiu, Alba sau Mureș au venit la târg cu ce au avut mai bun. Oferim clienților de la târg produse tradiționale din mărginimea Sibiului. Pastram de oaie ciobănească, jambon de porc, pece de porc, cârnați de porc, cârnați de oaie, slănină afumată. Pregătim pastrama de berbecuț la grătar, bulz sau cocoloșca la rășinari, cum se spune. Mai avem la ceaun tocăniță de miel. La mare căutare au fost și prăjiturile săsești de pe Valea Hârtibaciului. Prăjituri după rețete vechi de la Saș, scrise în caiete vechi prăfuite, scoase de noi la Ivială, cu Hencleșul, care e renumit pe toată zona județului Sibiu și nu numai. La așa ofertă bogată, târgul nu a dus lipsă de clienți. Cel mai bine s-au vândut brânza de burduf și produsele de patiserie. Am gustat, ne-au plăcut, să sperăm că se va menține această tradiție. Ce ați cumpărat astăzi? Plăcinte cu afine, cu stafide, cu mere, de toate. Am gustat din dulcețurile care sunt șerbeturile, toate sunt delicioase. Păi am luat câteva produse de patiserie, am și mâncat foarte bine și la iarbă verde, am stat și lângă lac, ne-a adiat puțin și vântul, a fost foarte bine. Prin acest târg, organizatorii au vrut să promoveze specialitățile tradiționale din cele trei județe participante.